Miercuri, 1 aprilie, CSU Medicina Târgu Mureș a disputat pe teren propriu meciul pentru locurile 5-8 din cadrul turneului de volei feminin Divizia A1 împotriva formației VC Unii GLPS Piatra Neamț. Medicinistele au început mai greoi, însă și-au revenit și au câștigat cu 3-1 la seturi. Meciul s-a jucat în absența liberoului principal, care la partida din 28 martie, jucată în deplasare, s-a accidentat destul de grav și nu a mai putut fi folosit. Lupta medicinistelor continuă pentru un loc în viitoarea ediție a Cupelor Europene cu Dinamo Romprest București. Cele două formații vor juca finala pentru locurile 5-6. Sistemul este cel mai bun din 5 partide, pe 18, 19, 25, 26 și 30 aprilie 2015.